Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint un subiect inedit și interesant. Suntem aici de milenii, nu ne mai vin de strâmpenii. Istoria limbii române. Suntem aici de milenii, nu ne mai vin de strâmpenii este versul evergreenilor hip-hopului Șișu și Puia, în noua lor melodie care în ultimele zile a devenit șlagăr, melodia manifest fiind situată pe locul 20 în tendințele pentru muzică pe YouTube. În plus, cei doi artiști militează pentru patriotism, după cum se poate auzi chiar din versurile lor. Puia și Tudor Șișu se numără printre puținii rapperi care militează pentru referendumul pentru familie, lucru despre care vorbesc fără niciun fel de perdea, în noua lor piesă intitulată Terorist. Ei aduc în discuție și nivelul la care a ajuns societatea românească prin prisma sistemului educațional și nu numai. Mai mult decât atât, Șișu și Puia sunt conștienți că melodia nu este în concordanță cu piesele care ajung de ceva vreme în trendingul românesc, pentru că reușește să ridice câteva probleme reale ale societății noastre, titrează fanatic.ro. Cei doi membri la familie avertizează încă de la început că melodia este un statement, nu e entertainment. Ea nefiind în concordanță cu trendingul și ridicând niște probleme reale. O să deranjeze. Scenariul este super cunoscut din experiențele anterioare. O să primim sute de comentarii proaste pe net de la diversi activiști, se pare că nu scăpăm nici în democrație de ei, care or să ne facă cu ou și cu oțet pentru că nu suntem de acord cu retorica generală. Melodia nu o să auziți la radio și nici nu cred că o să vă fie sugerată de vreuna din platformele online, o să vedeți sute de caterinci, glumițe și răutăți la adresa noastră, o să ne fie scoase la iveală toate greșelile trecutului și se va încerca pe toate căile să fim discreditați sau socotiți nebuni. E o tehnică cu care suntem deja obișnuiți, dar, hei, rap-ul despre asta este. Nu numai despre floricele, distracție, branduri de haine, mașini tunate, combate și droguri, păi frate. Rap-ul deranjează, nu coafează. E părerea oamenilor simpli de pe stradă, fie că place sau nu. La familie are ceva de zis, iar voi toți cei care ați fost alături de noi încă din prima zi nu vă temeți, niciodată nu am fost 100% acceptați sau plăcuți. Cine încearcă să-i mulțumească pe toți nu mulțumește pe nimeni, iar noi suntem aici să reprezentăm valorile în care noi și voi credem. La restul le urăm succes, Dumnezeu să ne ajute pe toți, este mesajul celor doi cunoscuți rapper. În secțiunea comentarii a videoclipului sunt multe comentarii care lasă de dorit. Nu știm din partea cui, dar Puia a fost tot timpul pe acest segment. Dar se pare că nu poți să scânzi mândria asta păcătoasă pentru unii că ești român și îți iubești țara. Rușine, felicitări, la familia, comentează un fan. Cu toate acestea, videoclipul a adunat 28.000 de like-uri și 2.300 de dislike-uri. Apariția videoclipului ne-a provocat să facem câteva precizări importante cu privire la limba română, limba noastră maternă. Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic și din subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre limbile romanice, română este a cincea după numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei. Din motive de diferențiere tipologică, limba română mai este denumită în lingvistica comparată limba daco-română sau dialectul daco-român. De asemenea, e înregistrată ca limbă de stat atât în România cât și în Republica Moldova, unde circa 75% din populație o consideră limbă maternă, inclusiv sub denumirea de limba moldovenească. Limba română e vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 de milioane o au ca limbă maternă. Din numărul total de vorbitori, peste 17 milioane se află în România, unde româna, dialectul tacoromân, este limba oficială și, conform recensământului populației din 2011, este limba maternă pentru peste 90% din populație. Limba română e una din cele 6 limbi oficiale ale provinciei autonome Voivodina, în Serbia. De asemenea, este limba oficială sau administrativă în câteva comunități și organizații internaționale, precum Uniunea Latină sau Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. În afară de România, limba română se mai vorbește în Republica Moldova ca limbă oficială, fiind limba maternă pentru 2,5 milioane de locuitori. Regiunea Cernăuț-Ucraina ca limbă oficială la nivel local, fiind limba maternă pentru peste 182.000 de locuitori, reprezentând 19,8% din întreaga populație a regiunii. Bugeac, Ucraina, ca limbă oficială la nivel local, fiind limba maternă pentru peste 80.000 de locuitori, reprezentând 13% din întreaga populație a regiunii. Provincia autonomă Voivodina, Serbia, unde este limba
oficială. Țările vecine cu România și Republica Moldova, adică Ucraina, Ungaria, Serbia, Valea Timocului și Bulgaria. Cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Asia se găsește în Israel, unde în 1995 limba română era vorbită de 5% din populație emigrată din România în Israel. Română e vorbită ca limbă străină de arabi din Orientul Mijlociu care au studiat în România. Se estimează că aproape jumătate de milion de arabi din Orientul Mijlociu au studiat în România în anii 1980 și cunosc limba română. Prin deportări masive, în special ale moldovenilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, limba română a devenit o limbă minoritară în Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tajikistan și Turkmenistan. Vorbitori de limba română se găsesc și în multe țări occidentale datorită emigrației, precum Italia, Spania, Statele Unite, Canada, Franța, Portugalia, Cipru, Germania sau Australia. Peste 3 milioane de vorbitori de română locuiesc legal în Europa și America de Nord. Româna este una dintre cele 5 limbi în care sunt oficiate servicii religioase în statul monastic Muntele Athos, o regiune autonomă din Grecia fiind vorbită în schiturile Prodromu și Lacu. Română e studiată și predată în unele țări este europene în care există comunități semnificative românești, cum ar fi Serbia, Voivodina, Bulgaria, Ucraina și Ungaria. Institutul Cultural Român, ICR, organizează încă din 1992 cursuri de vară pentru perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în aceste țări. În unele școli bilingve învață și membrii ai altor comunități etnice decât cea română, studiind româna ca limbă străină, de exemplu Liceul Nicolae Bălcescu din Gyula, Ungaria. Circa 400.000 de evrei vorbitori de limba română din România și circa 40.000 de evrei din Republica Moldova au emigrat în Israel. De asemenea, 550.000, 1.500.000 de germani originari din România, din care majoritatea încă sunt cunoscători ai limbii române, trăiesc azi în Germania. Cursuri de limba română ca limbă străină sunt organizate în instituții de învățământ din 43 de țări ale lumii, cum ar fi Spania, Italia, Germania, Olanda, Statele Unite, Argentina, Mexic, Suedia și altele. Chiar dacă limba engleză rămâne predominantă pe internet, statisticile arată un progres constant al principalelor limbi neolatine, franceza, italiana, portugheza, româna și spaniola în rețea. Un studiu realizat de Fundația Rețele și Dezvoltare, Fundredes, în colaborare cu Uniunea Latină, arată că între 1998 și 2005 prezența limbilor neolatine pe internet aproape s-a dublat, în timp ce engleza a scăzut de la 75% la 45%. În anul 1998, prezența limbii române pe internet era cotată la 0,15%. Tendința limbii române a avut un parcurs neregulat, înregistrând o scădere dramatică de la 0,21% în 2000 la 0,11% în 2003. Acest fapt se datorează și anumitor schimbări operate în metodologia de realizare a studiului. Conform statisticii, între luna februarie a anului 2003 și mai a anului 2007, prezența limbii române pe internet aproape s-a triplat, atingând cota de 0,28%. Situația celorlalte limbi romanice e prin comparație mai bună. Prezența spaniolei în internet este de 3,8%, a francezei de 4,41%, a italienei de 2,66% și a portughezei de 1,39%. Valorile de prezență absolută nu constituie un indicator perfect al vigorii unei limbi în cadrul rețelelor. Pentru a obține un rezultat semnificativ, valorile care exprimă prezența limbilor pe internet trebuie adaptate la dimensiunile prezenței acestora în lumea reală. Astfel, luând în considerare numărul de vorbitori ai limbii române estimat la 30 de milioane de Uniunea Latină, adică 0,45% din populația mondială, se obține un coeficient de 0,62 pentru prezența ponderată a limbii pe internet, dublu față de 2005, față de 0,45 pentru limba portugheză sau 0,63 pentru limba spaniolă. Acest coeficient este mai mic decât 1 în toate cele 3 cazuri, motiv pentru care este considerat redus. Același studiu arată că există aproximativ 4,9 milioane de internauți românofoni, adică aproape o șesime din totalul vorbitorilor de română și 0,4% din totalul internauților.
Potrivit Ministerului Dezvoltării Informaționale din Republica Moldova, la începutul anului 2005 erau înregistrate 85.000 de domenii.ro și 7.200 de domenii.md. Limba română este o limbă romanică din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și retoroman. Este general acceptată ideea că limba română s-a format atât la nord cât și la sud de cursul inferior al Dunării, înaintea sosirii triburilor slave în această zonă. Limba română vorbită în nordul Dunării, în România și Republica Moldova, e deseori numită limba daco-română sau dialectul daco-român pentru a o deosebi de celelalte trei limbi romanice de est. Însă opinia că idiomurile român, megleno-român și istro-român ar fi limbi aparte și nu dialecte ale limbii române, nu este acceptată de majoritatea comunității științifice a lingviștilor romaniști. Din însăși cercetarea materialului lingvist din cele patru dialecte reiese fără putință de tăgadă că nu poate fi vorba nici de produsul a două sau mai multe popoare diferite, cum au impresia unii comentatori și cercetători a românilor, încât poate fi avansată, cel puțin ipoteza originii a românilor în același teritoriu etnogenetic, la nord de liniile lingvistice propuse de cercetătorii Scoc și Jirecek. Cei mai mulți lingviști romaniști consideră aceste trei idiomuri a fi dialecte ale aceeași limbi. A română, în varianta armâna sau macedo-română, vorbită pe arii relativ largi în Republica Macedonia de Nord, Albania, Grecia, Bulgaria, Serbia și România, unde există importante comunități române, mai ales în Dobrogea. Se presupune că despărțirea dintre limba română și daco-română s-a produs între secolele al IX-lea și al XII-lea. Meglenita sau megleno-română, vorbită pe o arie relativ mică în regiunea Meglen din sudul peninsulei balcanice. Se crede că megleno-româna s-a separat mai târziu decât a româna, și anume aproximativ în secolul al XIV-lea, motiv pentru care asemănarea cu limba română actuală este mai pregnantă. Istro-româna, vorbită în câteva sate din nord-estul peninsulei Istria din Croația, geografic mult mai apropiată de Italia decât de România, dar prezentând asemănări evidente cu limba română. Comunitatea de istro-români se pare că există aici dinainte de secolul al XII-lea. Toate aceste patru dialecte formează așa-numitul grup estic al limbilor romanice. Dalmata, o altă limbă din acest grup balcanic, a dispărut în secolul al XIX-lea. Distinția dintre dialect și limbă e un subiect controversat în lingvistică și foarte adesea influențat de interese politice. Din acest motiv, nu există un consens în privința statutului celor patru limbi din grupul de est al limbilor romanice. Numeroși cercetători, printre care și majoritatea lingviștilor români, susțin că aceste limbi nu sunt altceva decât dialecte ale aceleiași limbi. Alți lingviști afirmă că e vorba de patru limbi înrudite, dar separate. Un mic număr de lingviști, mai ales din Grecia, susțin teoria potrivit căreia limba română nu s-a desprins din limba română, ci s-a format independent prin romanizarea unei populații grecești. Această ipoteză e însă criticată de majoritatea lingviștilor, deoarece nu explică o serie întreagă de caracteristici ale limbii române, ca de exemplu articolul hotărât enclitic. Originea istro-românei nu e înțeleasă în termenii clasici ai latinității post-romane, ci continuă să provoace teoreticienii lingvistici comparate indo-europene. În timp ce limba română prezintă toate însușirile unei limbi de sine stătătoare, cu șanse indiscutabile de a continua să fie transmisă generațiilor viitoare, celelalte trei limbi înrudite se află în diferite grade de pericol de dispariție. Limba română se află în cea mai bună situație, având un număr relativ mare de vorbitori, estimat azi la circa 250.000, dar duce lipsă de acceptarea ca limbă minoritară oficială, de învățământ în limba maternă, de un organism de reglementare echivalent. De un organism de reglementare echivalent Academiei Române, iar o mare parte din vorbitori sunt bilingvi, cu o proporție îngrijorătoare de vorbitori pasivi în rândul tinerilor. Situația megleno-românei, vorbită în prezent de un număr mic de persoane între 5.000 și 12.000, și cea a istro-românei, care are sub 1.000 de vorbitori, e în schimb îngrijorătoare, lucru care a determinat UNESCO să le includă pe lista limbilor aflate în mare pericol de dispariție.
Limba română a evoluat din latina orientală, contactul prelungit cu populațiile slave fiind la originea unei părți importante din vocabular. În Evul Mediu și în perioada premodernă au intrat în limbă un număr limitat de cuvinte maghiare, turcice vechi, turcice otomane și grecești. O influență puternică a avut o limba franceză în secolul al XIX-lea. Folosirea numelui de română pentru limba noastră, cea frumoasă, precum și a numelui de român pentru a desemna vorbitorii acestei limbi, nu a așteptat întemeierea statului România. Deși supușii voievodatelor se desemnau ca ardeleni sau ungureni, moldoveni sau munteni, numele de română sau româniască pentru limbă este atestat în timpul secolului al XVI-lea la mai mulți călători străini, precum și în documente românești, ca Palia de la Orăștie sau în letopisețul țării Moldovei. În 1534, Tranquillo Andronico notează că la Lacinux se romanos vocant, se numesc români. Francesco de la Valle scrie în 1532 că românii se denumesc romei în limba lor. Iar mai departe el citează expresia stii românesc. După o călătorie prin țara românească, Moldova și Transilvania, Ferrante Capeci relatează prin 1575 că locuitorii acestor provincii se cheamă românești, romaneșii. Pierre Lescalopie scrie în 1574 că cei care locuiesc în Moldova, țara românească și cea mai mare parte a Transilvaniei se consideră adevărați urmași ai romanilor și își numesc limba românește, adică romană. Sasul ardelean Johann Lebel scrie în 1542 că vlahii se numeau între ei romuini, iar cronicarul polonez Stanislav Orzechowski Orichovius notează în 1554 că în limba lor valachii se numesc romini. Croatul Ante Verancici precizează în 1570 că vlahii din Transilvania, Moldova și țara românească se desemnează ca român, iar maghiarul ardelean Martinus St. Ivani în 1699 citează frazele Si noi suntem rumeni și noi suntem români și noi suntem di sangue rumena, noi suntem de sânge român. În Palia de la Orăștie 1581 scrie lămurit că văzum cum toate limbile au și înfluresc într-o cuvintele slăvite a lui Dumnezeu, numai noi românii prelimbă nu avem. Pentru aceea cu mare muncă scoasem de limba jidovească și grecească și sârbească prelimba românească 5 cărți ale lui Moisi prorocul și 4 cărți și le dăruim vouă, frați români, și le-au scris în cheltuială multă și le-au dăruit vouă fraților români și le-au scris vouă fraților români. Iar în letopisețul țării Moldovei, al cronicarului moldovean Grigore Ureche, citim în țara Ardealului nu lăcuiesc numai unguri, ci și sași peste seamă de mulți și români peste tot locul. Deși se pot aduce argumente în favoarea unei atestări indirecte anterioare, cel mai vechi document scris în limba română care ne-a parvenit este scrisoarea lui Neacșu din 1521. În aceasta, Neacșu de Câmpul Lung îi scria judelui brașovean despre atacurile iminente ale turcilor. Scrisoarea era scrisă cu alfabetul chirilic românesc, care a fost în uz simplificat în secolul XIX până în 1860. O primă folosire a alfabetului latin e atestată printr-un document transilvanean, scris după convențiile alfabetului maghiar la sfârșitul secolului al XVI-lea. Procesul lent de instituționalizare a limbii române, ca limbă oficială folosită în spațiul public, în literatură și în biserică, a început cu sfârșitul secolului al XV-lea și s-a finalizat în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, când întrebuințarea sa ecleziastică se generalizase. Cele mai vechi texte românești de natură literară sunt manuscrise religioase, codicele voronețean, saltirea scheiană, traduceri ale unor texte biblice elementare. Aceste documente sunt considerate fie rezultate ale influențelor propagandistice ale diverselor confesiuni creștine, precum luteranismul sau calvinismul, fie inițiative interne ale călugărilor români de la mănăstirea Săpânța Perii din Maramureș, de a se distanța de influența episcopiei ucrainene de la Muncaci. Limba dacă era o limbă indo-europeană din ramura tracă, vorbită în trecut pe părți a teritoriilor Bulgariei, României, Serbiei, Slovaciei, Ucrainei și Ungariei de azi. Se presupune că ar fi fost prima limbă care influența latina vorbită în Dacia, însă se știu prea puține despre această limbă. S-au găsit aproximativ 300 de cuvinte pur românești în toate dialectele,
sau cu corespondente în limba albaneză, despre care se crede că ar putea fi moștenite din substratul limbii dace, multe dintre ele legate de viața pastorală, de exemplu brânză, zer, mal, balaur, vezi, listă de cuvinte dacice. Unii lingviști au avansat ipoteza că albanezii ar fi daci neromanizați care au emigrat din interiorul arealului sud-est european în regiunile de coastă. Se consideră că idioma limbii trace, limba dacă, era un tip satem. Materialul lingvistic constituit din denumiri și resturi lexicale este prea mic pentru a trage o concluzie dacă era o limbă mai apropiată de limbile albaneze sau baltoslavice, ori dacă făcea parte dintr-o subfamilie indo-europeană distinctă. Limba română a fost scrisă în istoria sa cu răbojuri sau vechi rune europene, alfabete latine, grecești, glagolitice, paleoslave, alfabete de tranziție și, în final, din nou latine. Despre epoca și formele adoptării alfabetului chirilic în scrierea limbii române au existat multe păreri contradictorii. Dimitrie Cantemir, în Descripția Moldavie, scris în 1716 în limba latină, afirma că s-a scris cu litere latine până la conciliul de la Florența, 1432, așadar încă peste 400 de ani după schisma de la 1054. Domnitorul Alexandru cel Bun, sfătuit de mitropolitul său, ar fi poruncit arderea cărților și textelor scrise până atunci cu litere latine, introducând în loc alfabetul chirilic și limba slavă pentru a împiedica răspândirea catolicismului în țară. Mihail Cogălnicianu, un mare istoric și cărturar român, a susținut aceeași teză la 1838 în revista Alăuta Românească. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, învățați ca Timotei Cipariu, episcopul Melchisedec Ștefănescu, Bogdan Petricei cu Hajdeu, Dimitrie Onciul și alții au afirmat că limba slavă a fost introdusă în țările române înainte de conciliul de la Florența, respectiv în secolele 10-12, după creștinarea bulgarilor, aducând în acest sens argumente și izvoare de ordin filologic și istoric. Primele documente românești care au ajuns până la noi erau toate scrise cu ajutorul alfabetului chirilic datorită influențelor limbii slavone, limba slavă bisericească, care era folosită ca limbă de cult și de cancelarie în spațiul balcanic în secolele 11-17. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, învățații școlii ardelene, remarcând originea latină a limbii române, au început implementarea alfabetului latin. Alfabetul chirilic a continuat să fie folosit până în anii 1860, când limba română a început să fie reglementată oficial. Prieteni, ne oprim aici. Mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune, ca de obicei, pe curând!